Într-o emisiune la Antena 3, președintele PSD Sector 1 București, Florin Manole, a declarat că alegerile vor fi comasate pentru a scăpa de Dominic Friț, primarul Timișoarei. De-aia le organizăm ca să scăpăm de dumneavoastră de la Timișoara și de Clotilde Arman de la Sectorul 1, a declarat Florin Manole la Antena 3. Replica a venit după ce Dominic Friț a repetat că, deși se prezintă drept garantul stabilității, guvernul Ciolacu PNL nu creează decât instabilitate, atât electorală cât și legislativă. Suntem cu 4 luni înainte de alegeri și guvernul nu este în stare să vină în fața românilor și să le spună ce vor alege atunci, a declarat Dominic Friț. Temele care interesează pe români sunt legate de creșterea prețurilor, de ce face guvernul ca să combată inflația sau de ce avem un guvern care folosește inflația ca să crească încasările la buget, a mai spus primarul Timișoarei. Și primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a simțit nevoia să-i dea o replică lui Dominic Friț. Deși revoluția a plecat de la Timișoara, ceasul se întoarce de la București, a spus Piedone. Exclus ca PSD Timiș să susțină, dacă ar fi posibil sau s-ar întâmpla un asemenea scenariu de candidaturi comune, ca să spun așa, este exclus ca PSD Timiș să fie de acord să susțină doar candidați de la PNL. Exclus asemenea. Alexandru Afila, ministrul sănătății, a fost în vizită la Lugoj în contextul în care a fost aprobată construcția unui nou spital în orașul de pe Timiș. Sursa de finanțare este PMRR. Rafila a vorbit despre asigurarea personalului necesar operaționalizării viitorului spital și despre parteneriatul cu Spitalul Județean și cu Universitatea de Medicină și Farmacie. Cred că cel mai bun lucru este parteneriatul cu Spitalul Județean Timișoara și, bineînțeles, cu Universitatea de Medicină și Farmacie. Pentru că în momentul în care construcția va fi terminată, trebuie să fie operaționalizată, iar pregătirea personalului trebuie să fie făcută anterior finalizării acestei construcții. Pe de altă parte, aici am reușit să ajutăm, să dezvoltăm o platformă de imagistică cu computer tomograf, cu rezonanță magnetică, radiologie nouă și aș vrea să avem ocazia în curând să o inaugurăm, să vedem într-un spital care într-adevăr este foarte vechi, cu o infrastructură care nu mai corespunde niciun fel cerințelor actuale, măcar să vedem o zonă aranjată, frumoasă, curată, ordonată și chiar aș vrea să rog pe domnul manager să facă toate eforturile ca acest ajutor de la Ministerul Sănătății să fie nu numai funcțional, ci să fie și agreabil pentru pacienții care urmează să vină aici din punct de vedere al funcționalității. Chiar dacă licitația pentru execuție a fost anulată, iar proiectul este în întârziere, autoritățile locale din Lugoj dau asigurări că nu va mai dura mult. Investiția se ridică la 150 de milioane de euro și are ca termen de finalizare anul 2026. Primăria Timișoara, prin Direcția Fiscală a municipiului Timișoara, pune la dispoziția cetățenilor modalități eficiente pentru plata impozitelor. Din totalul de 53.955 de timișoreni care și-au plătit deja taxele locale, mai puțin de jumătate au mers pe varianta clasică de a achita cash. Suma totală încasată de la persoanele fizice este până acum de peste 20 milioane de lei, iar de la cele 613 persoane juridice, totalul încasărilor se ridică la peste 3,8 milioane de lei. Procesul de digitalizare a administrației locale determină creșterea constantă a numărului de persoane care apelează la serviciile online ca să plătească impozitele sau să acceseze servicii publice. Plata impozitului pe clădiri, teren sau asupra mijloacelor de transport se poate face atât online cât și fizic la casieriile din incinta direcției fiscale sau la oficiile poștale din oraș. Se acordă și în acest an o bonificație de 10% pentru plata cu anticipație până la data de 31 martie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an 2024 de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice. Programul cu publicul al Direcției Fiscale este de luni până joi între orele 8:30-16 și vineri între orele 8:30-14. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu multă emoție în suflet,
vrem să transmitem și noi de aici, din Turcia, de la Spitalul Memorial, un scurt mesaj de mulțumire. Vreau să mulțumesc echipelor de medici de la Casa Austria și de la Spitalul Județean din Timișoara și, bineînțeles, celor de aici, de la Memorial din Turcia. Mulțumesc conducerii Operei Naționale din Timișoara, domnului manager Cristian Rudic, care a făcut posibilă desfășurarea acestui concert. Îi mulțumesc pentru implicare și maestrului David Crescenzi. Le mulțumesc colegilor din orchestră și din cor. Ne este tare dor de voi și abia așteptăm să ne revedem. Mulțumim Mitropoliei Banatului, înalt preasfinției sale Ioan Selejan, domnului primar Dominic Friț și televiziunii Tele Europa Nova pentru susținere. Mulțumim prietenilor și fraților noștri din Corala Contrast, preotului Vasi Bădescu, care a organizat acest concert. Vă mulțumim și vă iubim. Mulțumim din tot sufletul tuturor pentru rugăciuni, pentru gânduri bune, pentru donațiile pe care le faceți, care ne ajută extrem de mult să achităm costurile spitalizării. Vă mulțumim și vă iubim. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ciprian Balici, membru al Coralei Contrast, a suferit un grav accident rutier, iar de 5 luni se află în spital. După eforturile supraomenești ale medicilor din Timișoara de a-l ține în viață, Ciprian a primit o nouă speranță la o clinică din Turcia. Fiecare zi de tratament costă 1000 de euro, o sumă care depășește cu mult posibilitățile familiei Balici. Astfel, Corala Contrast, televiziunea Europa Nova, oficialitățile locale, artiști și mulți oameni de bine s-au unit și au organizat un concert caritabil la Opera Națională Română din Timișoara. Și a fost atât de impresionat încât 17 ani după aia, în fiecare an de Crăciun, au venit la noi. Ne-am legat sufletește, ne-am legat prietenește și, până la urmă, l-am ales cu o vorbă din partea soției lui, la care ne-a spus, domnul doctor Spitz, Ciprian n-are tată. Mă consideră de acum tatăl lui. Pentru mine a fost suficient. Vă mulțumesc tuturor celor care a spus sau vei spune ceva în pușculiță pentru a-i prelungi tratamentul acolo în Turcia. De asemenea, nu pot să nu mulțumesc postului de televiziune, domnului director de la Telenova, pentru mediatizarea și râvna și dragostea pusă pentru acest eveniment. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți în această seară aici și a vă spune că ceea ce facem cu toții în acest moment este nu doar un gest de caritate, ci este un gest în care oameni încercăm să fim alături de oameni. Mulțumesc pe lângă prietenilor mei de la Contrast, care țin minte că au început activitatea când erau studenți. Mulțumesc și de Europa Nova pentru faptul că nu doar ați promovat această idee, ci ați și venit cu sâmburile de idee și vreau să sper că în viitor oameni pentru oameni va fi în fiecare moment, în fiecare clipă, atunci când semenii noștri vor avea nevoie. Mulțumesc de Europa Nova pentru ajutor, pentru sprijin și mulțumesc din suflet unui om special care duce povara multor griji în fiecare zi, dar care a fost alături din prima clipă și m-a ajutat cu tot ce s-a putut. Domnul Ciprian Milutinovici și familie Milutinovici, îl mulțumesc din adâncul sufletului pentru ajutorul pe care ne l-au dat. Așa cum speram. Deși medicii din Turcia au decis să-i amputeze brațul și piciorul, Ciprian încă are o șansă la o viață normală. Scena l-așteaptă, iar ajutorul și dragostea oamenilor îl vor ajuta să se întoarcă acolo unde este locul, a doua lui casă, Corala Contrast.
Administrația rugojeană a fructificat șansa obținerii unor fonduri consistente, care erau imposibil de procurat de la bugetul local, în condițiile în care expertizele privind cele două poduri rutiere ale urbei arătau grade ridicate de uzură. Iar luni, 12 februarie, a lansat licitația pentru execuția lucrărilor de reabilitare a podului de fier. Prezenta procedură are ca obiect execuția de lucrări pentru reabilitare, pentru asigurarea unei circulații rutiere și pietonale în condiții de siguranță și confort, îmbunătățirea accesului la rețeaua de drumuri și agenți economici din zonă, diminuarea surselor de poluare și îmbunătățirea calității mediului, dezvoltarea zonei din punct de vedere economic și social, dezvoltarea infrastructurii rutiere de bază a municipiului și județului. Tot. La soțul i-au plăcut fetele. Și trebuie. Mă strigă peste faptul că a fost înșelată. Am plâns. Am râs după aceea și a rămas familia. Trebuie să fie. Acum nu mai merge. Vedeți cum nu mai ascultă tineretul, copiii noștri nu mai vor să înțeleagă. Nu e bine, pac, divorț. Și cum ați reușit totuși să iertați un asemenea lucru? Am spus așa, eu trebuie să am familie, musai, orice se întâmplă. Și atunci a rămas și suntem 75-76 de 55 împreună. Credeați? Nu o recunoștea. Nu. Vine, lucra și la armată, mergea, venea prin aplicații, prin delegații. Nu recunoștea. Pur și simplu, și ce, l-a văzut fiul, mamă, uite așa. De unde? Nici vorbă, nici pe unul nu ne-a crezut. Și atunci ce facem? Rămânem, nu? Eu sunt mărean, că el e moț de la Avram Iancu de băgai. I-ați cunoscut vreuna dintre iubite? Da. Și ce i-ați spus femeii? Ce să-i spun? Ce pot să-i spui? M-am uitat și am spus, Doamne, ce-o fi găsit mai bun? O timișoreancă a rămas lângă soțul ei, chiar dacă acesta a înșelat-o în repetate rânduri. Femeia chiar le-a cunoscut pe unele dintre fetele cu care soțul ei a călcat strâmb. Deși a vărsat multe lacrimi din cauza infidelității soțului, astăzi, la 55 de ani de la căsătorie, încă îl iubește ca în prima zi. Cine spune că nu are discuții sau ăsta, minte, în rest n-a fost liber, cumperi ce vrei, faci ce ăsta, deci nu s-a pus. Dar i-a plăcut, n-ai plăcut femeile, domnul Pușcă, în capul lor, așa este, trebuie să-ți placă ceva. Da, pentru asta nu trebuie ca să ne supărăm. Acum e foarte greu să revenim la ceea ce am trăit noi, comuniștii, că așa ne spun, că ne luăm pensiile. Dumneavoastră spuneți că noi vă mâncăm banii. Doamne, dar vreau să vă întreb sincer, dumneavoastră din răzbunare, nu ați înșelat niciodată? Nu. Noi nu trebuie răzbunare, n-ai pentru ce, noi nu putem. Femeile sunt cele care trebuie să fie supuse. Așa spune mama, trebuie să ascultați bărbatul, trebuie să vă supuneți voi. El e capul de familie. Și nu regretați că l-ați iertat de nenumărate ori? Nu. Acum ce mai face? Acum eu vin să cumpăr și mă grăbesc să merg la Iuzefin și el se duce în mall la fete, că acolo îi place. Încă merge la fete, doamnă? Da. La ce vârstă? Le privește, 76. Acum doar le privește? Da. Femeia spune că pentru a avea o căsnicie trainică trebuie să știi să mai închizi și ochii. Nereguli mari găsite de comisarii de la Protecția Consumatorului la magazinul Carrefour din cadrul shopping center Bega. Aceștia au identificat produse alimentare din carne de porc refrigerate, culoare modificată și miros nespecific, umiditate excesivă în interiorul ambalajului și condens. De asemenea, au mai depistat legume și fructe depreciate, supracoapte, cu pulpa afectată și scursă, nefiind respectate cerințele minime de calitate. Totodată, în zona de prestare servicii de alimentație publică de tip fast food, tăvile de copt au fost neigienizate corespunzător, așezate peste foile de copt ale altor tăvi, iar cuptoarele prezentau depuneri consistente de grăsimi alimentare arse și resturi alimentare. Specialitățile expuse în vederea comercializării ca masă caldă prezentau temperaturi sub cele reglementate. În vitrina frigorifică de desfacere a produselor de alimentație perisabile au fost identificate produse lactate și brânzeturi cu modificări organoleptice, culoare și miros nespecific. În urma neregulilor constatate au fost dispuse 4 amenzi contravenționale, în cuantum total de 63.000 de lei și a fost dat un avertisment. Au mai fost dispuse următoarele măsuri complementare. Oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate și oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare totală de 96.000 de lei.
În județul Timiș a fost înregistrat încă un deces cauzat de virusul SARS-CoV-2. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Timiș, în intervalul 5-12 februarie au fost confirmate 35 de cazuri de infectări cu noul coronavirus. Printre pacienții depistați infectați se numără și un minor și un cadru medical. De altfel, în același interval au fost efectuate 882 de teste, dintre care 843 rapide. Datele Direcției de Sănătate Publică Timiș înregistrează un nou deces cauzat de COVID-19. Din cauza complicațiilor cauzate de virus, o persoană a pierdut lupta cu boala. Spitalele din județul Timiș sunt pline cu pacienți diagnosticați cu viroze, gripă și pneumonie. Datele Direcției de Sănătate Publică Timiș indică 1592 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii. 133 de persoane au fost diagnosticate cu gripă, dintre care 49 au necesitat internare. Potrivit DSP Timiș, 258 de pacienți au fost infectați cu pneumonie, dintre care 111 au fost internați. Deși județul Timiș se confruntă cu acest val de viroze, gripă și pneumonie, în ultima săptămână nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de infecții respiratorii. Uitați-vă la această țeavă de apă, hai un pic mai aproape. Asta este o țeavă prin care a curs apă până recent într-o școală timișoreană, apă care a ajuns la robinetul copiilor și am găsit această țeavă pentru că am făcut niște lucrări de reparații în instalația de apă la această școală. Și aceste lucrări, de fapt, fac parte dintr-o nouă strategie a noastră. Anul trecut, pentru prima oară, am încheiat un nou contract de reparații în valoare de 2 milioane de euro cu o firmă specializată. Înainte, aceste lucrări se făceau la un buget mult mai mic, cu Holtern, cu firma de termoficare, și cu această firmă acum ajungem în aproape toate școlile Timișoarei să zugrăvim, să refacem săli de clase, să schimbăm țevi de apă și de termoficare. Pentru că credem foarte mult că doar cu condiții bune, de calitate, demne pentru copiii Timișoarei putem să-i pregătim de viitor și toți copiii Timișoarei, indiferent la ce școală învață, fie într-un cartier, fie la un liceu de elită, toți copiii merită aceste condiții bune. Investim în educație. Primăria municipiului Timișoara propune pentru 2024 un buget de peste 2 miliarde 500 de milioane de lei, în creștere față de anul trecut, care continuă evoluția dinamică din 2023, când suma record de 635 de milioane de lei a fost investită în dezvoltarea orașului. Am propus un buget echilibrat care răspunde ambițiilor de dezvoltare ale Timișoarei și nevoilor din cartiere. Împărțim resursele orașului echitabil între buna funcționare a serviciilor publice ale orașului și investiții în viitor. Peste 40% din banii alocați dezvoltării Timișoarei vin din fonduri europene, cu precădere din banii din PNRR pe care i-am atras în ultimii 2 ani, a spus primarul Dominic Friț. Secțiunea de funcționare în care se regăsesc bani pentru transport în comun, termoficare, curățenie, spații verzi, iluminat public, ordine publică, asistență socială, locuințe, cultură, sport, are prevăzută suma de 1,23 miliarde de lei. Din fondurile pentru funcționare pe care primăria le are la dispoziție, 300 de milioane sunt prevăzute pentru subvențiile pentru căldură și transport în comun. O prioritate clară este întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, pentru care sunt prevăzute peste 50 de milioane de lei, în creștere cu aproape 25% față de anul trecut. În plus, suma pentru salubritate a fost majorată cu 17% până la aproape 64 de milioane de lei. Totodată, 63 de milioane de lei sunt prevăzute pentru învățământ. Secțiunea de funcționare include și aproape 30 de milioane de lei pentru iluminatul public, dar și o sumă ce depășește 70 de milioane de lei pentru reparații străzi și trotuare, amenajări de locuri de parcare. La capitolul cultură a fost alocată o sumă de aproape 138 de milioane.
Secțiunea de dezvoltare, cu o valoare de 1,28 miliarde de lei, include sute de proiecte complexe, dar și proiecte mai mici, pentru îmbunătățirea infrastructurii orașului. Astfel sunt bugetate investiții care sunt deja în derulare. Liceele Waldorf, Ungureanu sau Lenau, Bulevardul Vidrighin, Pasarela Gelu, Clinica de Balneologie, Clinica ORL, Corpul B al Spitalului de Copii și Cinematografele Studio și Dacia. În domeniul sănătății, dintr-un buget total de peste 46 de milioane de lei, aproape 12 milioane de lei sunt pentru dotarea cu echipamente necesare pentru tratamentul și îngrijirea bolnavilor. Una dintre investițiile noi este stadionul Arena Eroii Timișoarei de pe calea Buziașului, a cărui construcție va începe în perioada imediat următoare. Pentru ridicarea stadionului cu 10.101 locuri, în bugetul pe 2024 este prevăzută o sumă de aproape 31 de milioane de lei. Luni 19 februarie de la ora 17 va fi organizată dezbaterea publică pe tema proiectului de buget în sala de consiliu a primăriei. Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre. Durata minimă de exprimare a punctelor de vedere este de 3 minute pentru fiecare participant. Toată lumea mi s-a făcut rău, a fost un echipaj smurt care l-a ajutat, a făcut un atac de panică. Când am ajuns, eu eram la Timișoara, când am ajuns acasă, tatăl meu era foarte agitat, plângea că i-a ars tot ce a avut, îmi repeta că nu mai are nimic, foarte, foarte greu. Tata abia și-a revenit ieri când a văzut casa unde a crescut cum arde. O nenorocire s-a abătut peste o familie din Banat. O casă și un atelier au fost cuprinse de flăcări în urma unui scurt circuit. În timpul incendiului, butelia din casă a explodat și doar o minune a făcut ca proprietarul casei, care se pregătea să se lupte cu flăcările, să nu fie în casă la momentul exploziei. Acum familia cere ajutorul oamenilor de bine, întrucât nu mai au aproape nimic după explozie. Au fost niște prieteni la tata. Nevastă tatei s-a dus să facă o cafea, a căzut siguranța, s-a dus să o ridice, a căzut din nou ulterior, iar când a mers în spate să verifice ce se întâmplă, atunci a văzut flama. Când s-a întors să strige după ajutor, tata a văzut butelia acolo, s-a întors să strige după ajutor, iar când a venit în curtea din față, atunci s-a auzit bubuitura care a fost butelia care a explodat. Probabil s-a panicat, Doamne ferește, putea să-l surprindă explozia chiar înăuntru. Exact, pentru că tata a vrut inițial să meargă să pună mâna pe butelie, să o ia de acolo și atunci nici nu vreau să-mi imaginez ce dezastru se putea întâmpla. A explodat la câteva secunde după ce tata s-a îndepărtat de butelie. Cei care doriți să ajutați familia din Gătaia o puteți face donând în contul afișat pe ecran. Poșta Română a inaugurat în 46 de oficii poștale din toată țara, printre care și Timișoara, sistemul Step Here, dedicat nevăzătorilor și persoanelor cu deficiență de vedere, care îi ajută să acceseze serviciile poștale fără a avea nevoie de un însoțitor. Astăzi, Poșta Română lansează un program în 46 de oficii poștale, municipiu, reședință de județ și în sectoarele din București, o aplicație Step Here, o aplicație care vine în sprijinul clienților noștri. În cei 160 de ani de tradiție pe care o are Poșta Română, am încercat de cele mai multe ori să venim în sprijinul clienților noștri. Această aplicație îi poate ajuta pe cei nevăzători, dar și pe cei cu deficiențe de auz să se poată ghida în oficiile poștale încât să poată beneficia de serviciile noastre. Este o aplicație funcțională, o să vă rog să o testați, să vedeți că este funcțională. Mai exact, persoanele cu deficiențe de vedere trebuie să instaleze aplicația Step Here atunci când se apropie de oficiul poștal și vor fi ghidate în așa fel încât să se descurce. Trei pași, de fapt. Al doilea pas este în momentul că explică exact de la intrare, fără dacă nu are nevoie de asistentul colegul nostru de la poștă. Îi spune câte ghișee sunt în față, o ușă rulantă, câte scări sunt, 5 scări, în partea dreaptă este o sunerie, deci îi spun tot traseul pe care ar putea să... Factorul uman. Da. Câte persoane sunt dedicate acestui proiect? 2, 3, 5 asistenți? De cât este nevoie? Pentru că oficiul poștal are în jur de 60 de persoane. Deci nu este doar colega noastră de la informații. Dacă e nevoie de mai multe persoane, se apelează la ceilalți colegi și împreună venim să ajutăm. Deci e normal. Nu există unul sau mai mulți asistenți dedicați care să facă doar asta? Nu. E clar.
Nu, este, există o persoană dedicată, dar birou de informație, e normal. 8 ore angajată pentru dedicată special pentru acest serviciu. Este dedicată pentru acest serviciu cu prioritate, în cazul în care avem nevoie de mai mulți colegi, de mai multe persoane, automat reacție rapidă și mai vin colegi care vin în sprijinul clienților. Foarte greu, da. De exemplu, întotdeauna o accesibilizare înseamnă nu doar audio, ci și tactil. Adică ar fi fost foarte bine sau ar fi foarte bine ca într-un spațiu public, cel puțin până la ghișeul de informare, de informații, să fie un covor tactil. Un covor tactil, pentru că dacă se întâmplă ceva, n-ai telefonul, s-a descărcat nu și tu ești totuși în fața, da. Nu poți chema nici asistență, dar tu poți să ajungi măcar la ghișeul de informații. Deci poate că ar trebui să se schimbe percepția asta la nivelul combinat. Deci nu doar acolo, ci și dincolo să lucrăm. Chiar dacă nu există ghișee dedicate pentru persoanele cu dizabilități, acestea au întâietate în rândul clienților. Anual, la data de 15 februarie, românii sărbătoresc Ziua Națională a Lecturii. Profesorii, elevii, dar și iubitorii de lectură au marcat această zi, în special în școli. Ora de lectură de joi a fost specială pentru copiii de la o școală din Timișoara. Aceștia au avut ocazia să asculte povești citite chiar de primarul Dominic Friț. Niciodată nu ar trebui să fim prea ocupați sau obosiți pentru a le citi copiilor noștri. Așa învățăm să viseze, să pună întrebări, să vorbească corect. M-am bucurat că ieri, de Ziua Națională a Lecturii, am citit copiilor din clasa a 4-a de la școală. La 19. Mi-a plăcut curiozitatea și istețimia lor. După poveste au urmat discuțiile și întrebările nu doar despre poveste, ci și despre Timișoara și ce putem face să avem un oraș mai puțin poluat, transmite primarul Dominic Friț. Îngrijim bătrâni. Asta este. De ce ați plecat de aici? Pentru că nu m-am descurcat. Asta este. N-avem ce face. Ca să ne ajutăm copiii, ne sacrificăm noi părinții. Cum este dorul de copii? Cât timp stați departe de ei? Destul de mult. Cât timp? Cel mai mult cât a stat? Cel mai mult 3 luni. Și cum a fost? Greu. Cel mai mult asta este. Când știi că trebuie să vii acasă și când vii acasă, deci este timp foarte scurt, mergem înapoi. Și este destul de greu. O timișoreancă a trebuit să plece în străinătate unde lucrează ca îngrijitoare de bătrâni. A ales această cale întrucât vrea să își ajute copiii. Cu salariul din țară nici nu ar putea să trăiască. Copiii ei câștigă la fel de puțin. Deci când am ajuns acolo, deci a fost destul de greu pentru că, în primul rând, sunt foarte multe fete pe care nu ne acceptă, mai ales dacă nu vorbești limba germană. Dacă ai un pic de experiență, atunci o duci mai bine. Eu mulțumesc lui Dumnezeu, deci vorbesc limba germană și este mai bine. Restul, mai greu. Dar chinul, dorul de casă, cum îl trăiește, iată, o femeie care merge în străinătate să aibă grijă de bătrânii altora, pentru că aici în țară nu se poate descurca. Nu, deci nu se poate descurca. Deci eu văd la copiii mei, muncesc și n-au nimic. Deci numai asta să-ți voi, deci ca să te sacrifici pentru copii, ca să le meargă lor bine. Deci pentru noi deja e tot una, deci avem o vârstă, dar pentru copii... Deci veți încă sprijinul lor, întrucât ei aici nu se pot descurca. Da. Așteaptă să veniți dumneavoastră din Germania cu ceva bănuți. Asta e, n-avem ce face. Lacrimile îi curg fără oprire când trebuie să se despartă de familie. Doar la gândul că urmează din nou să treacă granița, femeii își joacă lacrimile în ochi. De ce vă vine să plângeți? Păi pentru că mai un pic și plec din nou. Deci este timpul prea scurt acasă și... Vă este groază de momentul în care o să vă despartă? Nu, deci nu pot să spun că groază, pentru că copiii cât de cât sunt destul de mari. Dar... Este greu. Dar lacrimile din ochii dumneavoastră de ce sunt acum? Astea sunt. De ce? Pentru că știu că trebuie să plec, vin și sărbătorile pascale. Câte sărbători ați simțit de lângă familie? Nici nu mi-aduc aminte. Și cum au fost astea? Foarte grele. Deci sunt foarte grele pentru că deci nu ai pe nimeni. Deci nu ai pe nimeni lângă tine. Copiii sunt acasă. Deci foarte, foarte greu.
Ca ea sunt mii de românce care își văd familia doar în concedii. Pe lângă dorul de familie, acestea spun că deseori sunt umilite, iar singurătatea este cea care le dărâmă.